Nepăsarea de care dă dovadă managerul CEO, Laurențiu Ciurel, îi ambiționează și mai mult pe liderii de sindicat să ceară drepturile angajaților. Deși neregulile sesizate de aceștia au fost verificate și admise de autoritățile cu funcții de control, administrația complexului refuză să comunice cu sindicatele. Refuzul categoric luat în brațe de manager va scoate în stradă mii de angajați. Sindicatele din zona Robinar, atât din energie cât și din minerit, au un program foarte bine stabilit. După pichetări, salariații ne-au cerut să facem acel meeting de 1000 de persoane. Există decizia Sindicatului Energia Rovinari de a participa cu 360 de oameni, luată în organul de conducere al său. Urmează ca celelalte sindicate din zona Rovinari să aibă organe de conducere colective și să decidă fiecare cu câți salariați va veni la meeting-ul acela. Iar decizia, data și locația e sigură, este piața prefecturii. Probabil că la finalul lunii martie, începutul lunii aprilie, veți avea un meeting de 1000 de persoane în Târgu Jiu, în piața prefecturii. Sindicaliștii așteaptă răspunsul de la Inspecția Muncii în legătură cu neregulile reclamate în relația cu managerul complexului. În cazul în care conducerea CEO va accepta măsurile impuse de autorități, sindicatele iau în calcul amânarea protestelor.